Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre Focus. S-a început un an nou școlar de învățământ și cu siguranță că mulți studenți, revenind sau din nou sau pentru prima dată, vin în campusul universității, se întâlnesc cu multe provocări. Pentru aceasta există și asociații de studenți. Și una din aceste asociații este Amicus, motoul pentru care îl are, pe care îl are, hai să fim prieteni. Dragii mei, alături de mine sunt invitate pentru emisiunea de astăzi domnia sa Adina Duca, președinta Asociației Amicus. Bine ați venit! Mulțumesc mult pentru invitația! De asemenea și Mirela Grate, studenta anul 2. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Și desigur că, în ultimul rând, domnia sa Carmina Chitoroagă, de asemenea, studentă anul 2. Bine ați venit! Mulțumim mult de invitație! Mulțumim pentru că ați găsit timp să fiți alături de noi în această emisiune. Știți, emisiunea noastră este social-educativă și evident că va fi interesantă nu numai pentru studenți, ci va fi interesantă chiar și pentru maturi sau cei care sunt școlari. Cât le interesant cum e acolo în lumea aia de universitate. Unii o romantizează, iar alții cumva se tem. Cineva chiar la un moment dat apucă niște, eu știu, tremurici, că, domnule, ce o să fie cu studenții. Și cu toate acestea, este un nou început. Cu siguranță că aveți o practică, o experiență, dar e un nou început. Și sigur că, Adina, ca președinte acestei asociații, cu ce provocări vă întâlniți mai ales la un nou început? Pentru că ați avut cumva o încheiere, un an de experiență și acum este un nou început. La ce seamănă? Cred că după o perioadă de pauză, când toți s-au relaxat, pe moment provocarea este să îi înrolăm pe fiecare în activitate, să îi energizăm, să îi facem mai activi, să aibă și dorința aceasta să se implice, pentru că mai ales la început de an, îmi amintesc eu când eram în primii ani de facultate, eram foarte stresată că nu o să reușesc, că trebuie să mă concentrez pe cursuri, pe lecții și dorim să le dăm la oameni încrederea asta și dorința ca pe lângă obligații universitare să mai facă loc și pentru viața socială, pentru prieteni, cunoștințe, cultură și tot așa. Eu sunt sigur că studenții care vin sau revin în universitate scânteiază de multe provocări care le vin. Păi și acum asociația de studenți, mai vine încă una. Îi cere obligații sau totuși le sunteți un ajutor? Și care este ajutorul pe care le oferiți? Nici de cum. Nu dorim să creăm imaginea de obligație și cred că nici nu este așa, pentru că întâlnirile și toate proiectele noastre sunt orientate spre a răspunde nevoilor studenților, anume de a se integra într-o societate nouă, de a-și face prieteni, de a petrece timpul calitativ și de a afla mereu la fiecare întâlnire ceva nou și util din orice domeniu de viață. De aceea cred că și fetele pot confirma că este ca o gură de aer și ca o relaxare activă și folositoare fiecare întâlnire la Amicus. Mirela, sunteți anul 2. Evident că în spate aveți o experiență, adică un an și acum este al doilea an. Și cum ați văzut activitățile sau, eu știu, ajutorul sau în ce proiecte v-ați implicat? Ce v-a fost de folos anul trecut și cu siguranță poate că pentru anul acesta aveți noi aspirații, ce așteptați? Retrăind experiența de boboc, pot spune cu solemn că Amicus ne-a fost alături, special noi bobocei din anul întâi, când vii într-un oraș nou, vii într-un mediu nou, într-o universitate nouă, te confrunți cu mai multe probleme, cu mai multe frici, dar totuși lecțiile de zbor, care ne-au ajutat foarte mult, ne-au însuflețit să fim și noi acum parte în activitățile care Amicus le organizează. Ce experiență în trecut v-a marcat? Eu știu, prin faptul că ați fost implicat în proiecte și ceea ce ați menționat, învățarea de zbor. Dacă ați putea să spuneți mai multe, Carmina. Anul trecut am avut experiența
sau ocazia minunată de a fi boboc. Ceea ce m-a inspirat foarte mult în acea perioadă, pentru că anume aceste lecții de zbor ne-au oferit un fel de îndrumare sau un impuls pentru a continua studiile, pentru ca ele să fie productive și de asemenea să dorim să ne implicăm și noi în activitatea Amicus. Mai exact, am avut prima întâlnire, a fost cu un psiholog. Mm-hmm. Aceasta ne-a povestit despre time management, deci cum să ne organizăm timpul în așa fel ca să nu doar să reușim să învățăm, dar și să avem timp și pentru noi și pentru alte activități ale noastre zilnice. Care a fost cea mai mare provocare sau pe care o vedeți voi sau prin care ați trecut sau chiar și la colegii voștri? Care e cea mai mare provocare pentru studenții care doar intră în anul universitar nou? Cred că cea mai mare provocare este să încerci. Dacă nu ai încercat, nu ai cum să știi. A încercat ce? Să încerci să te integrezi într-un grup, să te integrezi într-o comunitate. Acest lucru este cel mai important pentru perioada de adaptare, respectiv când totul este nou. Această familie mare, Amicus, această comunitate, îți dă la dispoziție, pe lângă activități interesante, pe lângă colaborări, platforme de dezvoltare intelectuală, emoțională, spirituală, pune în evidență și foarte multe capacități pe care un student le poate dezvolta. Vedeți, cineva, un student spunea, țin minte, mărturisea că atunci când a intrat în anul nou de învățământ, la el îi se vin doar cu cerințe. Doar îi se cer. Și dacă demarează un curs nou, sunt cerințele, obiectivele, eu știu, scopurile pe care, obiectivele pe care trebuie să le realizeze. Amicus, oferă sau cere? Desigur că oferă. Îmi amintesc eu când eram în anul întâi la universitate, simțeam că am foarte multe provocări în fața cărora trebuie să fac față și cumva a fost și o trecere de la viața de copil, unde eram acasă, lângă părinți, la viața de matur. Și în momentul când am descoperit că, uite, mai sunt studenți ca și mine, care împreună ne susținem, ne ajutăm, ne oferim sfaturi, primești sfaturi de la colegii din anii mai mari care fac aceeași facultate și îți spun, uite, cu profesorul ăsta merge așa, la obiectul ăsta e așa, îți sugerez să încerci metoda aceasta de învățare sau, știi, la universitate este biblioteca aia unde găsești resursele necesare. Adică asta te ajută foarte mult și nu doar din perspectiva universității, pentru că, am spus, unu, comunici cu colegii care învață și ei, doi, mai avem întâlniri la care tu te relaxezi, vii și vorbești cu un speaker, un specialist într-un anumit domeniu sau participi la o seară de film, la o seară de discuții, la art-terapie, ceva relaxant și asta este o pauză, dar care te încarcă și îți oferă o mulțime de energie, îți oferă încredere în tine și o detașare de la tot acest stres pe care e foarte mult când ești abia la început. Am auzit discuția între doi studenți, doar care au intrat, erau bubucei. Și unul pe altul zice, unul îi zice, băi, atâtea sunt, nu știu dacă voi reuși. Și al doilea zice, măi, oamenii au trecut, au supraviețuit. Supraviețuim și noi. Da. Asociația Amicus, eu știu că studenții au nevoie de o consultație, de o încurajare. Carmina, poate fi sau este Amicus o platformă de asociație de studenți unde ei se întâlnesc, un fel de târg unde să-și împărtășească gândurile, părerile sale. A fost de folos chiar pentru tine? Desigur. Datorită faptului că m-au invitat ca boboc anul trecut, m-au abordat într-un mod foarte prietenos și asta m-a încurajat ca eu să fac la fel cu cei care tot au nevoie de susținere și faptul că mereu Amicus
a căutat să mă implice, să fiu nemărginită o parte a acestei organizații, m-a motivat ca să, acum, să doresc să fiu și eu parte, nu doar ca participant, dar și ca organizator. Deci implicat în continuare în, da, în organizația Amicus. Probabil ajută lucrul acesta în a înțelege mai bine pe cei care vin în anul școlar, scuzați-mă, anul universitar, nou, sunt studenți, fie bobocei, dar fie chiar și cei care iarăși din nou vin în anul 2, 3, 4, reiau cursurile, studiile. Este un ajutor? Te ajută să înțelegi pe ceilalți? Desigur, din cauza sau datorită faptului că noi am trecut deja prin asta, noi înțelegem care sunt nevoile lor, care, ce îi frământă în acest an și care sunt îngrijorările lor pentru această perioadă. Noi ne adaptăm la nevoile lor și încercăm ca mediul care îl construim să-l facem anume pentru ca ei să se simtă confortabili, să dorească și ei să se implice în ceea ce facem noi. Stai liniștit că trecem noi împreună și e o ocazie în care puteți să-i ajutați pe acești studenți. Spuneți-mi, cu ce contribuiți? Evident că orice student care intră, la un moment dat se simte un fel de mașinuriță care trebuie să îndeplinească anumite, știu, cerințe, împliniri și așa mai departe, și când se pare că nu mai poate să ducă, îi mai încarcă cu niște cerințe și sarcini. Dar vorbind despre partea, știu, spirituală, morală, psihologică, vorbim despre personalitatea studentului. Duceți cont în asociație, în activitatea asociației Amicus și despre aceasta? Deci noi avem mai multe proiecte pe care le-am distribuit pe parcursul lunii. Avem 4 întâlniri pe lună și fiecare are specificul ei. Avem o întâlnire spirituală când discutăm sau cu un psiholog sau cu un pastor, cu o persoană care poate să ne ofere careva sfaturi practice despre cum să avem grijă de partea noastră, despre echilibrul mental, despre sănătatea psihologică, interioară, poate răspunde la niște întrebări pe care îi frământă pe tineri, pentru că mereu ne consultăm cu ce îi interesează pe ei. Mai avem un alt tipaj de întâlniri sociale, când mergem și facem proiecte sociale, când tinerii se încadrează într-o cauză de susținere a unor studenți vulnerabili sau a unor familii care au nevoie de ajutor. Mai avem întâlniri culturale în care mergem la o întâlnire culturală, cum ar fi un festival, excursii la muzeu, poate pictăm, poate citim, avem club de lectură, partea aceasta care răspunde pentru realizarea unor nevoi de cunoaștere. Și mai avem și întâlniri recreative, desigur, pentru că nu doar învățăm, dar și ne odihnim. Ieșim la natură, avem picnicuri, avem seri de jocuri, de discuții, dezbateri, adică încercăm ca toată paleta de nevoi ale studenților să le suplinim pe parcurs la o lună. Atât de gustos prezentați că aș fi vrut să fiu și eu din nou student, să intru și eu să fac parte din asociația Amicus. Însă, vorbind despre, ați amintit despre partea socială, cum studenților sau prin ce le oferiți această sociabilitate? Și care au fost experiențele, chiar poate proprii, prin care, eu știu, pot să-și găsească prieteni, prietene, relațiile să creeze, conexiuni. Eu înțeleg că facultățile sunt diferite și specificul și cererile și obiectivele sunt diverse. Dacă se întâlnesc doi studenți de la medicină, probabil că vorbesc în limba lor. Iar ceilalți care se întâlnesc la Academie
mie de, știu, studii economice, la fel, când încep cu formule și cu niște texte, spui că vorbesc nu știu ce limbă, dar de pe altă planetă și așa mai departe. Îi ajutați, contribuiți ca să se găsească, să facă, eu știu, un fel de comunități și aș ruga Mirela, iar apoi Carmina. Deci, da, pe lângă dezvoltarea personală și profesională, Amicus oferă o rețea de colaborare și de conexiuni. Adică fiind un membru activ în Amicus, fiind la curent cu toate activitățile care au loc, foarte ușor și distractiv poți să-ți formezi o agendă de contacte care te ajută pe plan profesional. De exemplu, organizația Amicus are asociația are întâlniri atât în Moldova, cât și se extinde cât și în România, respectiv prin congrese, conferințe, festivaluri de creație. Foarte ușor poți să te conectezi cu oamenii, să găsești oameni cu același grup de interese și să colaborezi pe viitor. În acest domeniu, chiar în acest an, a fost prima ediție a Medicus, adică special pentru studenții la medicină și astfel, în România a avut loc prima ședință, prima serie de evenimente, workshop-uri, care a adunat studenții la medicină, rezidenți, doctori din colțurile Moldovei și a României. Deci înțeleg că este o platformă internațională și puteți să faceți conexiuni cu mai multe. Aș fi vrut să completez. Eu sunt responsabilă de departamentul social-cultural și scopul de bază sau primordial în activitatea noastră este să socializăm cu oamenii, să dorim să îi implicăm, să îi abordăm în așa fel ca ei să dorească să mai participe și nemărginit este esențial ca să avem grijă de ei, să ducem cont de starea lor emoțională. De exemplu, misiunea mea este ca să invit persoanele care nu sunt cunoscute cu Amicus și să îi ajut ca să se familiarizeze cu această asociație. Desigur, am o echipă foarte bună care mă ajută să duc cont de fiecare persoană, pentru că noi știm că sunt oameni mai introverți, mai extroverți și cu fiecare trebuie de găsit un mod personal de a comunica, de a discuta, ca ei să se simtă doriți în această asociație, ca ei să se simtă ca acasă. Asta este unul din scopurile noastre principale, ca studenții când vin la Amicus să se simtă ca acasă. Nimic nu socializează oamenii decât, o activitate comună, o lucrare comună. Asociația Amicus face ceva pentru comunitatea, socială, unde de fapt înconjoară cei care sunt în numai maturi, înțeleg că nu numai pentru studenți, și pentru toată societatea să se simtă și în această activitate comună, cel mai bine te cunoști. Cred că e una când vii, comunici, poate stai la o masă comună și faci cunoștință cu alți tineri și alta când aveți un scop comun și doriți să ajutați pe altcineva. Atunci tot se activează, unul vine cu o idee și anume cred că asta ne face uniți și nu în zadar deviza noastră este hai să fim prieteni și aici este o subtilitate. Prietenia adevărată se formează în timp și se formează atunci când toți oamenii sunt conectați la un ideal și la un scop. De exemplu, la proiectul Alerg pentru Mama, când noi împreună cu studenții organizăm un maraton caritabil și adunăm participanți, facem publicitate, îi încadrăm, îi
noi organizăm. E o echipă întreagă din care fac parte studenții cu energia, cu entuziasmul, cu ideile lor și adună participanți de orice vârstă care aleargă într-un scop caritabil, adică toate fondurile sunt donate mai târziu unei familii nevoiașe. De asemenea, noi în o dată pe lună mergem la Casa de Copii, Curcubeul Speranței. Deci, câtă energie primești și oferi în același timp, câtă dragoste au nevoie acești copii, empatie, susținere și fetele cred că pot povesti o experiență pentru că au fost mai des, cum s-a simțit asta la nivel de participare și implicare a unei persoane din exterior. Chiar suntem curioși. Prima interacțiune cu Curcubeul Speranței, în special cu copilașii, a lăsat o amprentă profundă, cred că nu doar pentru mine, cred că pentru oricine care a pășit pragul după ce a ieșit, nu a fost la fel. Pe lângă faptul că activitatea este proactivă și dezvoltă simțul empatiei, acele fețe minunate, acele zâmbete drăgălașe care te cuprind, care cu mânuțele lor fine vin și te îmbrățișează și îți spun cât de tare te-a așteptat o lună ca să vii. Consider că așa activități care îmbină spiritualitatea, îmbină moralitatea și te apropie de comunitate, te susțin să devii și un cetățean mai bun, să devii și un membru mai activ al comunității tale. Nu trebuie neglijate. Foarte mulți ar putea veni cu argumentul, bă, uite că nu am timp, nu reușesc, nu, la mine universitatea mi acoperă tot timpul, nu mă văd participând în fiecare săptămână la așa activități. Și partea bună la Micus e faptul că nu vine cu îndatoriri, nu cere o agendă să vii la toate activitățile, nu cere de la tine să fii prezent, nu-ți pune note. Este o comunitate primitoare care, în funcție de orarul tău și în ce activități te vezi, în ce sferă al amicusului te vezi activând, acolo vii, acolo te cheamă. Ați amintit despre copii, cum v-au schimbat atitudinea, sigur că. Ați povestit și v-ați împărtășit și cu colegii dumneavoastră de studenți, de breaslă. Da, atunci când ai un entuziasm pentru ceea ce faci și entuziasmul acesta nu este necesar doar să-l expui, el se vede pe fața ta, sigur că colegii, că prietenii au devenit și ei interesați de activitățile unde participăm, de ceea ce se publică și la rândul meu am avut posibilitatea să invit să participe și ei și să le placă. Cărmina, vă întâlniți cu un student. Nu este membru în asociația Amicus. Ce le spuneți ca să-l convingeți? Sau să-i convingeți? Ce îi convinge pe alți studenți să devină parte a Amicus? Să vină la această platformă? Cred că, în primul rând, trebuie să știm cum să-l abordăm. Pentru că nu începem cu cel mai greu, că aici tu trebuie să vii... Nu, sună academic. În primul rând trebuie să punem accent pe faptul că la aceste întâlniri în Asociația Amicus, în primul rând, pe primul loc se pune starea studentului. Studentul este pe primul loc. Adică noi tot ce facem este anume pentru ei, pentru dezvoltarea lor. Deci când interacționezi cu cineva, trebuie să pui accent mai întâi pe faptul că asta îți dă o dezvoltare, te ajută pe tine ca personalitate să crești. Nu să punem accent pe faptul că dacă nu vii, n-a să te descurci. Deci trebuie să dorim să îi implicăm în chestia asta. Mai exact, anul trecut am avut ocazia să-l invit pe un băiat de la mine din colegiu să fie participant și el la
o seară amicus și acesta era foarte confuz. Era anume sâmbătă seara și el îmi spune, păi, nu știu, cam sunt ocupat, nu prea am timp. Și îi spun, căuta scuze. Da. Și eu i-am spus că subiectul este unul foarte actual și provocator. Și el a fost cumva atins de subiectul acesta și a spus că, uite, haide să încercăm. Și el a fost foarte înțelegător și a decis totuși să vină. După asta mi-a spus că i-a plăcut foarte mult, dar din păcate el s-a mutat în altă parte și deja contactul acesta care a fost că haide, uite, mai vine împreună cu mine, împreună și ne ducem la întâlniri. Din păcate nu s-a realizat pe parcurs, dar faptul că pe dânsul acest lucru l-a atins și i-a plăcut foarte mult, l-a entuziasmat într-atâta că el, la fel, a vrut să povestească despre această asociație și altora. Eu cred că asta a fost poate primul pas, poate un mic succes, dar cred că asta va aduce pe parcurs la ceva mai mult. În experiența aceasta, ce cel mai mult v-a încurajat? M-a încurajat faptul că Amicus este pentru toți. Nu este doar pentru comitet sau doar pentru biserică. Este pentru toți și toți au nevoie de așa un loc unde să vină, să se relaxeze, să se recreeze, să învețe ceva folositor, să captiveze aceste momente când el face cunoștință cu mai multe persoane, face cunoștință cu diverse subiecte care la moment sunt atât de importante pentru un student, poate pentru chiar și un adolescent, pentru că anume în perioada aceasta vieții noi dorim să aflăm cât mai multe. O întrebare provocatoare. Ca organizatorii evenimentelor, activităților din cadrul Asociației Amicus, n-aveți trăiri, emoții, pentru faptul că cel care vine să nu-i placă? Eu cred că odată ce scopul nostru este ca la studenți să le placă și să-i atragem, ca să răspundem la nevoile lor, poate este o îngrijorare. Din acest motiv noi și mereu facem formulare de feedback. Mereu îi întrebăm, cum vi s-a părut? Puneți o notă acestei întâlniri. Ce ați schimba? Și încă o tactică pe care adică voi autoevaluați mereu. Ne autoevaluăm și nu doar ne autoevaluăm, dar le permitem și vizitatorilor noștri să ne evalueze, pentru ca să putem progresa și să putem crește. Scopul nostru este să răspundem nevoilor lor și dacă nu vom ști am făcut, am reușit-o de data asta sau nu, nu vom putea progresa. Deci mereu îi întrebăm și recunoaștem, poate uneori nu a fost actual ceea ce am vorbit sau nu a fost o temă interesantă și mereu încercăm să îi întrebăm, ok, ce v-ar interesa, la ce ați venit? Pe de altă parte, o altă strategie pe care o avem este să includem vizitatorii, să-i transformăm din simpli vizitatori în membri activi. Și, de exemplu, sper că și fetele vor povesti puțin din experiența lor, cum încet, încet, cu pași mici, din simpli spectatori, care, cum povesteau ele la început, erau niște boboci, care nu știau ce e Amicus, ce înseamnă o organizație studențească, au început și ele să vină cu inițiative, să spună, păi uite, eu cred că colegii mei au nevoie asta. Hai să facem! Și cred că atunci când le dai oamenilor posibilitatea ca ei să se includă în proces, să simtă că, uite, noi avem nevoie de tine, tu ești important, talentele tale, capacitățile tale sunt valoroase pentru noi, doar atunci oamenii o să încep să țină la asta, să-și aducă și prietenii și să aibă un entuziasm pe care nu-l poți opri.
Mirela, cum ați fost recrutată în Amicus? Povestiți-ne! Deci pot să spun că m-am regăsit în situația care a fost amintită anterior, că din rândurile de vizitator, de spectator, am ajuns să mă implic și eu în activități. Totul s-a datorat Adinei. Ea m-a recrutat prima dată la o conferință, la un congres în România. Am făcut cunoștință cu oameni noi, am făcut cunoștință cu însuși ce înseamnă Amicus și pentru mine a fost un șoc, o bombă, wow, că erau așa de mulți. Deci n-am făcut cunoștință cu comitetul de aici, mai întâi a fost în România. Și când ne-am întors cu viziuni noi, cu perspective noi, am prins la aripi. Am spus că vreau și eu să mă implic, vreau și eu să facem și noi o schimbare aici. Și respectiv la deschiderea anului s-a dat start unor invitații, unor proiecte și mai multe proiecte au fost de data aceasta dați de persoane care la fel sunt vizitatori, spectatori, proiecte legate de IT, proiecte de cluburi, de filme. La rândul meu vrem să dăm start unui proiect spiritual în universitățile noastre, să înființăm câte un club de rugăciune, fiindcă avem nevoie de susținere, avem nevoie de spiritualitate și de încurajare unul pentru altul. Iar aceasta ne unește și ca colegi și ca prieteni. Mirela e un pic modestă, dar ea a venit cu o propunere și e acel moment despre care spuneam când am încurajat oamenii ca să vină cu idei. Ce ați vrea voi să facem? Și Mirela a spus, uite, cred că colegii mei au nevoie de mai multă susținere. Eu am observat că este nevoia asta, este la Universitatea de Medicină și știți, acolo oamenii au examene peste examene, practic în fiecare zi. Și simt o nevoie de suport emoțional și spiritual. Și i-a spus, haideți să începem să ne rugăm pentru oameni. Și atât i-a început în universitatea ei, iar anul acesta am spus, odată ce avem această experiență, după acest model, hai să mă lipsim și alți oameni și să înființăm așa un club în fiecare universitate. Și atât Mirela, dintr-un vizitator, dintr-un membru din filială, a devenit un conducător de proiect și acum urmează să organizeze și alți tineri, să le ofere poate careva sfaturi din experiența sa proprie, pentru ca și ei la rândul lor să înceapă același proiect în universitățile lor. Deci sunteți deschiși la orice propunere, la orice provocare. La orice provocare, da. Vin din partea studenților. Și chiar dacă pare paradoxal că suntem studenți la rândul nostru, Amicus e studenți pentru studenți, și poate mulți se întreabă cum găsim noi timp, cum găsim în agenda noastră loc pentru așa multe activități, cred că paradoxul constă în faptul că cu cât ai mai multe de făcut, cu atât ești mai productiv. Cu atât dai randament mai mult, te simți mai important, te simți că trebuie să reușești în toate aspectele și acest lucru te insuflă să mergi mai departe, să reușești și mai mult. Și aș spune că schimbul de activitate tot e o odihnă, pentru că dacă stai concentrat doar la to-do list, nu prea reușești. Te duci la Amicus, contactezi cu mai mulți oameni, generezi idei și parcă ai fost productiv, ai generat valoare, dar în același timp te-ai odihnit, pentru că ți-ai relaxat creierul de la această presiune universitară. Mi-a plăcut, într-adevăr. Schimbul de activități cu adevărat oferă o odihnă și o nouă, știu, vigoare în activitățile pe care le are sau scopurile pe care le are studentul. Din ceea ce ați zis, înțelegem că asociația de studenți este de studenți. Deci trebuie cel care poate sau să vină sau, eu știu, să participe sau să înroleze în activitățile pe care le prezintă Amicus sau chiar să devină membru sau parte a Amicus, ar trebui să aibă un carnet de student. E corect? Nu este un criteriu. Nu e un criteriu? Adică nu ne-am gândit la așa ceva. Păi înțeleg, de ce spun lucrul acesta? A fi în Amicus, a fi, eu știu, o parte de studenți, pentru că viața de student, cum să zic eu, e temporară.
E o parte din viața noastră, dar nu întotdeauna vei fi student. E adevărat. Așa cum nu întotdeauna vei fi tânăr sau nu întotdeauna vei fi, eu știu, ci e doar o parte, o porțiune de timp și n-ar trebui să rateze tinerii sau studenții timpul acesta sau ocazia, oferta de a fi parte din Amicus. Aveți absolută dreptate, cu o mică pot să adaug că nu controlăm să ai carnet de student. De exemplu, avem persoane care deja au terminat, au absolvit facultatea, dar spun, uite, eu vreau să mai ajut în continuare studenții. Din experiența mea, vreau să-i susțin pentru că eu, când am fost student, nu am avut asta. Avem așa persoane. Și să nu creadă cineva că le închidem ușa și nu le permitem să se implice. Deci, suntem deschiși, chiar avem nevoie de oameni care să se implice, să vină cu idei, inițiative, dar desigur, odată ce publicul nostru țintă sunt studenții, majoritatea și celor care se implică în organizare sunt studenți. La rândul lor, cei care au fost studenți, ne servesc nouă ca mentori. Mi-aduc aminte la prima întâlnire de deschiderea anului de anul trecut, când Răzvan a prezentat propria lui experiență despre cum a reușit în universitate să atingă un loc bugetar sau eșecurile care l-au condus până la acea etapă. Și lecția mi s-a întipărit foarte bine. Deci și ex-studenții sau veteranii, da, sunt bineveniți în asociația dumneavoastră și mai mult de atât pot să intre, eu știu, și chiar și în, să se alăture la activitățile sau proiectele pe care le aveți. Exact. Evident că orice student care intră, pentru el, așa cum ați menționat, e o bombă. Bah, și voi trebuie să, și parcă e împrăștiat ca acolo, în partea el, între blocurile, cursurile, ce trebuie să se adune, provocările pe care le are. Și cu toate acestea, anii de studențime, vă zic așa, ca veteran, când te întorci așa privirea înapoi, înțelegi că a fost cel mai frumos. A fost foarte interesant. Și dacă ai fi să repeți experiența, probabil că n-ai fi ratat nicio clipă, niciun moment. Și asociația de studenți, Amicus, înțeleg că oferă această oportunitate de a nu scăpa frumosul din anii de studenți. Spuneți-mi, atunci când vorbim despre asociația de studenți, cum un student poate să beneficieze de activitățile pe care le aveți? Cum să vă găsească? Ce trebuie să facă? În primul rând, noi suntem pe toate platformele, rețelele de socializare, Instagram, Facebook, Telegram și altele. De asemenea, noi avem reclamă. Noi suntem reclamați de alte persoane și avem ca recomandați de alte persoane, de asociații. Da, exact. Și ca scop anul acesta avem să punem un fel de banere în universități în care activăm și noi la fel despre asociația Amicus, pentru ca orice student să măcar să cunoască ce este Amicus. Deci, asta e. Deja ne puteți găsi. Adică noi suntem vizibili oriunde. Nu este activitate care să nu fie anunțată din timp. Chiar și calendarul pe o lună înainte, noi îl afișăm. Puteți să ne găsiți și pe Facebook și pe Instagram, Chișinău Amicus. Acolo vedeți nu doar anunțurile despre ce activități urmează să fie, dar și puteți să vedeți careva poze, careva secvențe din ce a fost la întâlnire în caz că nu ați venit. Și cred că asta motivează cel mai mult oamenii, pentru că chiar vorbeam la deschiderea anului că decât să stai și după să te uiți cum postează prietenii tăi, cât de fain a fost, cât de vesel, ce întâlnire interesantă și să regreți că nu ai venit, mai bine faci acest pas și poate ieși din zona de confort, dar vii la întâlnire. Deci oricine dorește să se implice, să vină la activitate, este imposibil să ratezi și să nu știi cum și unde. Suntem pe strada Ione Culce 59,
duminică la ora 6, Chișinău, deci graficul de bază e duminică la ora 6. Mai avem poate și unele activități în timpul săptămânii, dar de bază este așa, întregul an. De aceea, dacă chiar, vine în timpul ăsta, nu greșește. Da, de aceea chiar vă rugăm să vă implicați, să veniți, puteți să ne scrieți la oricine pe rețelele de socializare, să veniți cu ideea voastră, cum de exemplu a făcut-o Mirela, cum au făcut-o alții și anul acesta avem mai multe proiecte inițiate de membrii noștri. Puteți cu orice inițiativă, pentru că de multe ori eu personal am avut asta. Am avut o idee și spuneam, vai ce grozavă, dar parcă nu am resurse, nu am cine să mă susțină, nu am echipă, nu am vizibilitate. Amicus este acea platformă în care poți să spui, uite, cred că colegii mei au nevoie de asta. Și adunăm echipă, adunăm persoane interesate și visul oricărui student de a fi util și de a răspunde nevoilor colegilor săi este realizabil. O întrebare personală pentru voi. Și aștept ca să răspundeți fiecare. Fiind studente și apoi asociația Amicus, cum le dovediți? Cum le dovediți pe toate? Dacă pot să încep eu, pe lângă studenție și pe lângă Amicus, mai am și mult mai multe activități. Ah, deci încă în plus. Exact. Chiar suntem curioși. Cum le dovediți? Știu că sunt oameni care lucrează. La moment nu am acest privilegiu. Dar ca... Iată, despre ce am vorbit și mai devreme. Time management. Este foarte important ca să știi bine să-ți stabilești orarul zilei și ca să-ți pui niște principii. Mai întâi învățătura, după asta următoarele. Ca eu personal nu am vrut să mă opresc doar la învățătură, pentru că este complicat. Îndeosebi, orarul meu este unul foarte flexibil sau mai bine spus împrăștiat. Nu este o oră exactă de la cât încep și la cât termin. Eu pot să încep, de exemplu, la 5 seara și termin la 8 și chestia asta e foarte complicată. Să-ți organizezi timpul în așa, cu așa fel de orar este practic imposibil, dar cu ajutorul persoanelor care mai mari decât mine, cu ajutorul profesorilor și desigur că și a oamenilor din biserică, este posibil ca să îți organizezi așa, în așa fel activitățile încât și să reușești și la școală sau la universitate, cât și la activitățile din afară. Și plus la asta, fiind în comitetul Amicus, pot să spun că pentru alții trebuie să înveți să jertfești. Dacă nu jertfim și pentru alții, aici deja nu poți să pretinzi că ești un membru al Amicus, așa cum ar trebui să fim, hai să fim prieteni. Deci, două noțiuni care le-am discutat chiar și în cadrul Amicus, întâlnirilor, au fost noțiunea de Cronos și Kairos, două unități fundamentale de timp. Prima, Cronosul, timpul care e reversibil, se scurge, timpul pe care noi îl dedicăm activităților zilnice, și Kairos, care sunt acele momente, acele oportunități care, dacă nu le folosești la momentul potrivit, ele nu se vor întoarce niciodată în viața. Respectiv, tinerețea, anii de studenție sunt cei mai roditori, cei mai dulci. Și dacă nu te implici total, nu te implici cu tot sufletul, atât pentru tine, cât și pentru comunitate, cât și pentru ceilalți, cum a spus și Carmina, spiritul de jertfire, să nu fii doar tu fericit, să-i faci și pe cei din jurul tău, te vei uita înapoi și te vei gândi cu tristețe, cu resentimente, de ce nu m-am implicat și eu? Cum spun părinții noștri sau alte rude, că pe timpul nostru nu era așa ceva, nu erau așa oportunități, nu era așa interesant. Acum voi aveți la dispoziție totul și trebuie să folosim aceste lucruri.
În cazul meu, m-am regăsit în momentul în care am cunoscut alți oameni și am înțeles că împreună putem crea ceva frumos. Adică mi se pare foarte tristă viața când doar existi și profiți, consumi. Și astăzi societatea noastră este îndreptată spre asta. Suntem într-o era consumerismului, când toți vor fast food, să consume cât mai repede. E mult mai greu să consumi, dar și să oferi în același timp ceva care poate mai greu se formează, care necesită jertfire, dar îți oferă o satisfacție mult, mult mai mare. În momentul în care îți găsești prieteni și găsiți un scop comun pentru care să activați, viața devine mult mai interesantă și îți dai seama că am acum studiile, dar pe lângă aceasta nu se oprește viața. Adică noi suntem ființe și sociale și avem nevoie de partea asta și cred că este foarte important ca să ne privim pe noi ca identitate care are nevoie de suplinirea tuturor domeniilor vieții. De aceea aș spune că nu este ceva ieșit din comun. Cred că este o nevoie pentru fiecare dintre studenți, ca pe lângă studii să mai aibă și prieteni, să aibă activități, să aibă proiecte în care să activeze și să ofere din ceea ce au în interior. Ați avut o deschidere, un eveniment, deschiderea anului școlar, universitar. Cum vi s-a părut acel eveniment? Câți studenți au venit? Câți au răspuns? Ce ochi ați văzut? Personal, pentru mine a fost un moment foarte emoționant, pentru că sunt anul acesta sunt în comitet și pregătirile au fost așa stresant un pic, dar plăcut. Este plăcut, dar un pic stresant, că cine va veni, nu-mi răspunde, ce să fac. Eu am contactat bobocii care trebuia să vină și mi-a plăcut foarte mult faptul că ei erau de asemenea entuziasmați de această noutate și ei cu adevărat doreau să participe nu doar la deschiderea anului, dar și la activitățile noastre Amicus. Pentru mine a fost o experiență deosebită și cred că anul acesta ne va aduce roade foarte bune. Ați făcut deschiderea și ce planuri pe viitor aveți? Calendarul Amicus. Avem foarte multe proiecte și întâlniri. Fie în primul rând, scopul nostru este ca să atragem cât mai mulți tineri care doresc să contribuie cu ideile lor. Dorim să molipsim studenții ca să se simtă utili, pentru că cred că fiecare are dorința aceasta ca să nu trăiesc în zadar, să fac și eu ceva folositor pentru colegii, prietenii mei, pentru societate. De ce în acest an vom avea nu doar proiectele pe care de obicei le aveam ca în fiecare an și pe care deja le-am enumerat, și culturale, și spirituale, sociale, recreative, dar și proiecte cu inițiative din rândul studenților, care după cluburi de interese, după scopuri, atrag alte persoane și vor să lucreze într-o echipă pentru un scop. Mirela cu clubul de rugăciune. Avem un băiat care a propus, haideți toți care suntem la informatică să ne adunăm și să creăm careva produse ale noastre în tehnologie. Avem altă persoană care a spus, visez de mult să filmez niște filmulețe scurte. Cine se regăsește în asta, puteți să vă alăturați. Deci, foarte tare ne bucurăm când vedem că tinerii vor să se împărtășească cu ideile lor și anul acesta cu siguranță va fi dedicat în mare parte anume pentru aceasta. Și proiecte la inițiativa bobocilor, cel mai surprinzător. Inițiativa bobocilor, da, adică cei care doar au venit. Inclusiv, avem și inclusiv boboci care au foarte mare entuziasm. Nu? Să aveți succes în toate activitățile pe care vi le-ați programat. Sunt sigur că aveți și aspirații.
Și aspirațiile sunt legate de activitățile, de planurile pe care le-ați programat și îmi place foarte mult faptul că cei care vin, cei care doar inițiază sau sunt inițiați în Amicus, ăștia vin cu un entuziasm sau cu propuneri deosebite. Să aveți succes, să vi se mărească, eu știu, numărul de membri. Și cu siguranță ceea ce faceți să vă aducă satisfacție, să vă aducă bucurie și de ce nu? Noi experiențe și noi eu știu, conexiune și poate asociații de studenți. Apropo, mai sunt asociații pe care ați avut o colaborare cu ei? Desigur, avem Centrul de Tineret, chiar am contactat nu de mult cu ei, AISE, cu altă organizație studențească cu care colaborăm și urmează să avem careva întâlniri împreună. GIES nu este o asociație, dar o platformă de știri pentru tineret și ei au fost foarte dispuși în acest an să colaborăm. De aceea sper ca scopul nostru ca să atingem cât mai mulți studenți din campusurile universitare, datorită acestor colaborări și implicării membrilor noștri, se va realiza. Mulțumim foarte mult, să aveți succes și poate cu altă ocazie să ne povestiți mai multă experiență din activitatea asociației Amicus. Mulțumim, mulțumim și vă așteptăm la Amicus. Mulțumim pentru invitație. Cu siguranță că orice ființă are nevoie de altă ființă, ca să fie înțeleasă și chiar să se reflecte. Mai ales un student care doar a venit sau chiar a reînceput un nou an, are nevoie, pentru că sunt provocări, are nevoie de altcineva, asemenea lui, ca să-l înțeleagă și la un moment dat și el să ofere o înțelegere. Așa este cel care ne-a oferit nouă această viață, ne-a creat. Și ca să-l înțelegem mai bine, ar trebui să-l consultăm pe el. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare. We'll be right back.